Dragii mei, ați mâncat când erați mici sau mai mari coarne? Hei, coarne, nu coarne, nu, coarne, fructele acelea mici roșii pe care noi le găseam cu precădere prin păduri. Să știți că de la o vreme deja au intrat în vizorul agricultorilor, al pomicultorilor. Da, 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 se pare că sunt foarte bune și specialiștii le spun așa, cornus mas. Să vedem reportajul că aflăm foarte multe noutăți. Domnule Marin Constantin, mereu ne surprindeți cu noutăți. Aveți foarte multe specii și plante pe care le cultivați la dumneavoastră acasă la Lârza, pe care le comercializați la târguri și nu numai. Despre ce vorbim astăzi? Astăzi avem un arbust mai deosebit prin inflorescența lui. Este cornus mas, cunoscut sub denumirea de corn. Este o plantă nativă din sudul Europei și sud-vestul Asiei, dar se întâlnește foarte des în România, în pădurile de foioase, în zona de deal și montană. Este o plantă cu care se poate face ce? Are două mari beneficii. În primul rând, este o plantă foarte decorativă. Înflorește înainte să înfrunzească. Florile sunt cu 4 petale galbene și grupate în 10-15 câte 10-15 în buchete. Sunt, mă gândesc, primăvăratice, dacă ați spus că mai înfloresc, da, mai întâi de înfrunzit. Înflorirea la corn are loc la sfârșitul lui februarie, începutul lui martie. Sunt cazuri când este zăpadă pe corn și el înflorește. De-aia îl găsim foarte des și în parcuri pentru decor, în parcuri și în grădini ornamentale. Dar am putea vorbi și despre o plantație? Este foarte... poate merge pe solurile sărăcăcioase, soluri care nu prea sunt fertile, deci unde nu putem să plantăm pomi fructiferi, cornul merge foarte bine. Fructele lui sunt foarte căutate, din păcate la noi în țară noi nu știm până acum culturi, dar sunt la nivel de test. Este un fruct cu gust între vișină și merișoare, are un gust astringent plăcut. Când se coace fructul? Fructul se coace la sfârșitul verii. La sfârșitul verii se pot face din fructe dulcețuri, siropuri, marmelade, lichioruri și multe altele. Mulți îl folosesc în bucătărie la sosuri, dând o tentă acrișoară. Deci e o gamă largă de produse putem să facem din el și bun pentru gospodine, pentru cămară, adică o dulceață sau un compot de coarne este deosebit. Revin la întrebarea anterioară. Am putea înființa o plantație? Cunoașteți, nu știu, detaliile tehnice pentru care am putea înființa o plantație de corn, pentru că din câte știu eu, pomicultura românească are nevoie de diversificare, avem foarte mulți meri și pruni, mai puțin cirei și celelalte specii. Am putea diversifica pomicultura românească cu această plantă numită corn? Dat fiind faptul că el chiar merge pe solurile sărăcăcioase unde nu merge mărul, părul, prunul, se poate înființa schema de plantare. El crește, este un arbust care poate fi condus și ca arbore, dar în cultură poate fi lăsat ca arbust foarte des, face o coroană undeva la între 2 și 5 metri, deci plantarea va fi undeva la 5-6 metri și putem să populăm, să zicem așa, să plantăm zonele sărăcăcioase. Plus de asta, mai nou, cel puțin la noi, ne întâlnim cu oameni din exterior care vor fructe de pădure. Cornul este catalogat ca un fruct de pădure. Fiind întâlnit în pădure, de ce nu am putea să-l și valorificăm? Pe piață sunt câteva soi românești, deci el a fost studiat, din câte știm noi. Este un soi Pitești, Târgu Jiu 1 și mai sunt câteva varietăți. Deci specialiștii au lucrat la el și păcat să nu-l... Noi l-am luat, îl vindem momentan pentru hobby. L-am descoperit de puțin timp. Încercăm să mai citim cât mai multe și să-l introducem pe piață. Îl importați, îl produceți? În prima parte l-am importat, l-am adus din Bulgaria, după care începem să-l producem noi. Cum primesc cei care vă vizitează la standuri sau la dumneavoastră în pepinieră această plantă? Ar fi interesat? Vi se par interesați de nou?
majoritatea își aduc aminte de copilărie, pentru că cornul, toți cei care au mers la țară cel puțin o dată și au mers prin pădure de foioase în august, au găsit coarne. Cei mai în vârstă ne povestesc că au făcut cornată, vin de coarne, deci aduc aminte puțin de copilărie și majoritatea așa încă unul să-și pună în curte, el, v-am zis, e foarte frumos ca decor pentru că înflorirea este un glob galben. Cum poate fi întreținută această plantă? Pentru că ați spus să o întâlnim și în pădurile de foioase, mă gândesc că n-ar avea nevoie de o întreținere specială. Nu necesită întreținere specială. Noi facem strupirile clasice cu zeama bordeleză, ulei, horticol și în trei săptămâni fungicide și insecticide. Dar sunt cazuri când nu se fac tratamentele decât cele clasice, zeama bordeleză și ulei, horticol. O impresie greșită își fac oamenii atunci când văd la televizor culturile bio și ei n-ar vrea să stropească cu nimic. Cultura bio ar trebui să înțeleagă până la urmă oamenii că nu înseamnă să nu stropim. Înseamnă să alegem produse naturale, să stropim cu produse naturale și avem alternative, macerate și toate cele. Plus de asta, cornul nu necesită tăieri foarte complicate. Este un arbust foarte stufos, facem tăieri doar la ramurile care sunt uscate sau bolnave și restul nu prea. Dar este foarte des, nu putem să-l tem. Și ăsta e un factor care trebuie, ne împiedică să facem tăieri și trebuie să-l lăsăm să se dezvolte cum vrea el. Este foarte frumos. Cu cât e mai des, cu atât e mai frumos. Deci, cu alte cuvinte, ar fi o plantă care ar putea ajuta diversificarea pomiculturii românești. Am putea avea plante noi și să avem după aceea produse noi. Până la urmă, noi și vechi în același timp. Da, chiar, deci noi mergem pe o, cred că maxim la anul vom de facem un laborator, să nu spunem fabrică, că e foarte mic, în care vrem să facem produse din plante mai deosebite, zicem noi, sau să spunem mai rar întâlnite. Și atunci cornul va fi unul dintre produsele, dintre fructele care vor intra la noi în producție. Încercăm să facem dulcețuri, siropuri și compoturi din el. Fructul este foarte cărnos, are un singur sâmbure și e chiar îți lasă așa o aromă plăcută și te cheamă în continuu să-l mai consumi. Noi vă mulțumim pentru aceste detalii și mult succes în continuare să aduceți pe piața de România și alte plante noi. Mulțumim și noi de ajutor și sperăm să ne mai întâlnim cu încă ceva nou.